Suntem în ultima seară cu Nae Caranfil la Târgu Mureș. Cum s-a simțit regizorul de film Nae Caranfil pe scena Teatrului 74? Excelent. În primul rând îmi place sala asta, teatrul ăsta și ideea de a face un teatru neconvențional. În al doilea rând îmi place să prezint filme în teatre, pentru că sălile de cinema, fiind în halul în care sunt și rămase atât de puține, cred că teatrul va fi, sau sălile de teatru vor fi salvarea filmului, pentru că dacă lucrurile continuă așa, ne îndreptăm spre o catastrofă. Apropo de exploatarea filmelor în săli. Suntem la câteva luni de la lansarea ultimului dumneavoastră film, Restul e tăcere. Cum sunteți mulțumit de reacții, atât în țară cât și în afară? De reacții sunt mulțumit. Am văzut un public emoționat, am văzut un public care râdea odată cu mine, ca să spun așa, și care... E ca un partener de dans. În momentul în care se întâmplă lucrurile frumos, tu ești autorul unui film, iei publicul la dans și partenerul tău de dans este acolo unde trebuie să fie. Nu sunt mulțumit de modul în care a fost exploatat filmul, modul în care a fost distribuit. Nu sunt mulțumit de faptul că programarea filmului în sală a fost absolut defectuoasă, de altfel foarte multă lume de aici din Târgu Mureș îmi spunea că filmul a trecut prin oraș fără ca să se facă niciun fel de promoție, că nu s-a știut de existența sau de trecerea meteorică a filmului prin Târgu Mureș. Cam așa, există, aș fi sperat ca filmul să fie mult mai prezent din punct de vedere fizic și în București și în toată țara. Prin tema propusă, modul de realizare, se poate spune că prin Restul e tăcere ați aruncat o mănușă celorlalți colegi de breaslă, având în vedere tematica ultimilor ani? Nu cred că se poate spune așa ceva. În primul rând, tematica filmului meu nu a fost niciun gest deliberat de polemică. Nu a nici avut cum să fie, pentru că eu acest scenariu l-am scris acum 20 de ani. Pe atunci... Toată această tânără generație nu exista, cum nu existam nici eu ca cineast în acel moment, eram un începător. Filmul a fost depus în comisia de proiecte pentru creditul CNC în 2005, când acest nou curent de-abia începea, moartea domnului Lăzărescu nu ajunsese încă la Cannes, deci nu aveam cum să premeditez nimic. Este un proiect la care am muncit mult, am început să muncesc cu mult timp în urmă și a fost un copil de suflet pe care până la urmă, într-un context legislativ favorabil, am reușit să-l fac. În ultimii ani, cinematografia românească a obținut câteva succese importante. Care credeți că sunt factorii care au contribuit la aceste succese? Sau există acești factori sau e o pură întâmplare? Nu, în primul rând este vorba de talentul real al acestor tineri, deși nu prea sunt atât de tineri, că sunt și ei trecuți mai majoritatea de 30 de ani, regizori. E vorba de faptul că s-au nimerit mai mulți deodată și au reușit să transforme un handicap, și anume lipsa banilor, într-un mare avantaj. Au reușit să facă cu bani puțin lucruri care sunt foarte puternice. Mai departe, probabil că există și un context internațional favorabil. Anii ăștia în care România s-a apropiat de Uniunea Europeană și finalmente s-a și integrat în ea, a fost de natură să focalizeze atenția industriei sau și interesul public și interesul media spre România, astfel încât s-a putut depăși acel moment penibil în care singurul lucru care putea să vină dinspre România spre vest erau imaginile șoc cu copii orfani, cu câini, cu cerșetori și cu toată recuzita pe care o folosesc în filmul Filantropica. Cred că aceste două lucruri s-au corelat și au făcut acest succes. E ironic să mă gândesc că în filmul Restul e tăcere, care pentru cei care nu știu se petrece acum 100 de ani, undeva la 1911, și îți povestește istoria primei încercări, primului film românesc, de lungmetraj, atenție, un producător
merge în urma unui trend și strigă: o să cucerim lumea cu filmele noastre, o să cucerim lumea. La momentul în care am scris această replică, îmi imaginam cum va râde publicul român în sală la replica asta, pentru că era o replică profund polemică. Iată ce ironie, pentru că în anul ăsta, când a ieșit filmul, noi avem pentru prima dată Palm d'Orul și o serie întreagă de premii importante, și această replică nu mai sună niciun fel comic, ci din potrivă. Pare, cum să spun, da, și da, pare un arc peste timp cât se poate de rotund. Poate că e prematur întrebarea următoare, însă o curiozitate a mea. Dacă vi s-ar cere peste puțin timp sau chiar în acest moment să, pentru o istorie a cinematografiei românești, să vă faceți o autoprezentare în două fraze scurte, cam cum ar suna? Nu știu să spun cum ar suna. În două cuvinte aș spune: Nae Caranfil. Mai mult nu știu, nu reușesc să mă uit în oglindă și să descriu ceea ce văd. Încerc să nu fiu narcisist și când încerc să fiu, nu pot. Drept care aștept să mă caracterizeze alții și sigur că mă raportez la aceste caracterizări, pozitiv sau negativ, în funcție dacă mă recunosc sau nu în aceste portrete. Mai mult nu știu ce să spun. Îmi permit ca ultima întrebare, cea legată de proiecte de viitor, să nu o pun, cu condiția promisiunii unui interviu la următorul film, Nae Caranfil, lansat la Târgu Mureș. Sigur, se dă.